Bun găsit! Când ar trebui să ne îngrijoreze tusea, astfel încât să ajungem la medic, vedem împreună în minutele ce urmează. Pneumologul Florin Mihălțan ne lămurește și care este diferența dintre o tuse seacă, dar și cea productivă, și cum ne vindecăm de această afecțiune. Mare atenție totuși și la fumat! Domnul profesor, când trebuie o tuse să ne ducă la doctor? De obicei, tusea, atunci când persistă mai mult de o săptămână, este bine să fie văzut respectivul pacient de un medic specialist, de preferat pneumolog. Tusea poate să fie sigur iritativă, uscată sau umedă, dar în amândouă cazurile, persistența ei este un semn îngrijorător care trebuie să aducă pacientul la medic. Și ce ar putea ascunde, de exemplu, o tuse seacă? Să vorbim despre ambele tipuri. În spatele acestui simptom există un univers de boli. Sigur că cele mai frecvente, mai ales când e vorba de tuse seacă, aceasta poate fi generată de infecții virale, de pneumopatii interstițiale, sau poate să fie apanajul unui debut de boală obstructivă din categoria emfizem pulmonar. Dacă este o tuse umedă, poate să fie o infecție bacteriană, poate să fie o manifestare a unui ast bronșic sau o manifestare a unei bronșite cronice. Vorbim de cele mai frecvente boli. Sigur, da. Dar în același timp, tusea este un simptom premonitor al debutului unui cancer pulmonar sau unei forme de bronșectazie, adică de dilatație ale bronșilor, care sunt de multe ori consecințe ale unor infecții în antecedente. La fel de importantă, prin semnalul pe care îl aduce, este tusea în cazul debutului unei forme de tuberculoză pulmonară. Deci e o multitudine de boli, un simptom unic, dar simptomul acesta trebuie integrat alături de alte expresii simptomatice. Și ar fi vreo diferență între tusea matinală, de exemplu, sau mai avem tuse seara, da, unii sigur. Dintre noi? Tusea este de multe ori cu anumite fluctuații. Știm, de exemplu, că tusea matinală este un semnal, în special la fumătorul cronic. Este un tușitor matinal, de multe ori își face toaleta bronșică și este un semn că se instalează o bronșită cronică sau este un emfizem în stare incipientă generat de fumat. Tusea noaptea poate să fie un simptom care atrage atenția asupra unei crize potențiale de astm, de sufocare sau de bronșită cronică sau emfizem. Dar în același timp, tusea, de exemplu, în momentul în care pacientul se culcă în pat, poate să fie un semn de instalare a unei insuficiențe cardiace. Da, pentru că efectiv când ne așezăm, trebuie să simțim nevoia să ne ridicăm pentru că nu mai avem aer. Există acest semnal de tuse care poate să fie legat și de o boală cardiacă, care de multe ori capătă ca expresie această insuficiență cardiacă. Și cum o combatem totuși sau ce am putea face să nu mai avem această tuse seacă pe care o au mulți dimineața, cum ați spus aici, și dumneavoastră, mai ales fumători? Aș recomanda în primul rând să nu se facă automedicație și tratament la domiciliu. De obicei văd frecvent pacienți care se duc la farmacie și cer un medicament contra tuse. Exact. Este o capcană pentru că unele dintre ele amortizează tusea pe o perioadă de timp, dar ceea ce este important de găsit cauza, nu se realizează. Și în acest sens, primul pas pe care trebuie să facă pacientul la medic, să facă de obicei o radiografie pulmonară și o probă de suflat, o spirometrie, care pot să aducă primele semnale. În funcție de astea, medicul specialist poate extinde paleta de investigații și aici intră ca alte oferte de investigații în funcție de posibile cauze aflate în spatele acestui simptom, bronhoscopia sau tomografia computerizată, examene de spută sau examene specifice pentru bacilul tuberculos. Dar aceste analize pe care le facem pentru plămâni trebuie făcute anual? Există o recomandare peste 45 de ani, în special pentru pacientul fumător, deci sau alt tip de pacient aflat la risc, de a face o radiografie anuală și pentru fumător și o spirometrie anuală. Mulțumim mult pentru informații. Și eu vă mulțumesc. Ne revedem luni cu alte sfaturi utile.